Președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, suspectat de luare de mită. Direcția Națională Anticorupție solicită ridicarea imunității șefului Senatului pentru a declanșa urmărirea penală. Procurorii Anticorupție au cerut Senatului să aprobe urmărirea penală a acestuia pentru fapte comise pe vremea când era premierul României. Mai precis, există suspiciuni de săvârșirea unor fapte de corupție privind acoperirea unor cheltuieli de campanie electorală cu sume de bani provenite de la o firmă care ar fi obținut contracte comerciale importante de la stat. Român. Este vorba de achiziționarea de către stat a unor licențe software Microsoft în perioada în care Tăricianu era premier. În dosar au fost puși deja sub învinuire doi intermediari. Concret, că Popescu Tăricianu ar fi primit în perioada 2007-2008 circa 800.000 de, de dolari de la reprezentanții unei companii austriece în schimbul acordării unor facilități într-un contract comercial derulat de companie. Suma reprezenta un comision de 10% din valoarea acestor acte adiționale și ar fi fost a fost folosită în beneficiul demnitarului. Potrivit anchetatorilor, banii au fost transferați în baza unor contracte fictive, încheiate cu mai multe companii offshore. Șeful Senatului susține că acuzațiile la adresa sa fac parte dintr-o operațiune care se desfășoară zilele acestea de salvare a procurorului general Augustin Lazar. Solicitarea procurorilor de ridicare a imunității va ajunge la Comisia Juridică a Senatului, care va da un aviz, apoi cererea procurorilor anticorupție va fi supusă votului în plen.